Autoritățile pietrene au decis să amâne mutarea bazarului în noul amplasament din Strada Muncii pentru luna ianuarie. Chiar dacă mutarea a fost anunțată înainte de Crăciun, comercianții totuși consideră că schimbarea amplasamentului în această perioadă nu ar fi în avantajul lor. Și asta pentru că vânzările acum sunt mult mai mari decât în restul anului. Din câte am informații până în momentul de față, la Societatea Urban, societate care va administra practic activitatea de pe raza noului bazar, în momentul de față s-a încheiat documentația în ceea ce înseamnă solicitările comercianților față de spațiile existente și locarea acestora, dar în același timp s-a stabilit prin discuțiile care au avut loc cu acești comercianți ca mutarea efectivă să se realizeze în luna ianuarie. Dumnealor au motivat faptul că au o locație care în momentul de față este cunoscută de posibilii clienți și ar fi foarte bine să înceapă această activitate la începutul anului 2015. Asta înseamnă că, după ultimele discuții care le-am avut și cu Urbanul, imediat după sărbători, pe baza contractelor de închiriere încheiate, va avea loc și mutarea activității pe bazarul nou. Comercianții au încheiat deja contracte de închiriere pentru toate cele peste 60 de căsuțe din noul bazar din Strada Muncii și urmează ca fiecare dintre ei să semneze contracte pentru furnizarea energiei electrice. În total sunt, eu vă spun ca și număr de spații, sunt 116 spații comerciale, dar sunt comercianți care au dorit 2, 3 sau chiar 4 spații comerciale, în funcție de activitate sau în funcție de produsele pe care le comercializează. Comercianții se vor muta în noua locație după data de 5 ianuarie 2015. Despre mutarea bazarului se vorbește încă din anul 2011. Acesta se află momentan amplasat pe strada Dărmănești, iar comercianții sunt în jur de 200.